Deși diminețile și serile au început să fie reci, temperaturile din timpul zilei s-au păstrat în continuare ridicate, chiar mai mari decât cele normale pentru specificul perioadei din an. Prima lună de toamnă a adus temperaturi de vară, care au urcat și peste 30 de grade, iar debutul lunii octombrie rămâne unul călduros. Marți, vremea va fi în general frumoasă, cerul mai mult senin în cea mai mare parte a țării, vântul va avea unele intensificări pe crestele montane. Miercuri, pe parcursul zilei, cerul va fi variabil, însă de noaptea de miercuri spre joi își vor face apariția ploile în regiunile vestice, vor fi mai ales averse trecător însoțite și de descărcări electrice, vântul va avea intensificări pe crestele montane și izolat și în restul teritoriului. În zona capitalei vremea va fi caldă, chiar deosebit de caldă, temperatura maximă se va sufla în jurul valorii de 30 de grade, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. De joi însă, în România va pătrunde un val de aer polar care va aduce inclusiv temperaturi negative în unele regiuni. Temperaturile se vor situa cu până la 10 grade Celsius sub limita acestei perioade, iar minimele vor atinge limita înghețului. Frigul se va intensifica mai ales în dimineața zilei de joi, atunci când sunt așteptate și scăderi semnificative de temperatură.